Alexandru Tudorie schimbă echipamentul oțelului cu cel al Stelei. Jucătorul a fost descoperit și format la Steaua Dunării de Ioan Crucianu. Foarte mic, de la 6 ani și jumătate când l-am preluat, a avut caracterul deosebit și se trage dintr-o familie de sportivi. Însă și tatăl lui a fost campion național, campion mondial de popice, fratele lui a făcut și fotbal și alte sporturi, popice în principiu. Deci e o familie educată spre spirit de performanță. Și pasul care l-a făcut acum este benefic, ținând cont că la noi aici s-au întâmplat problemele care s-au întâmplat, s-a retrogradat și la anii lui, la vârsta lui, ar fi fost un pas înapoi. În momentul de față este un pas înainte, care eu sper el să se concentreze și, cunoscându-i și ambiția și talentul și caracterul, să progreseze cât mai mult, să-l vedem în lotul mare a României. Ioan Crucianu știe cum poate fi valorificat vârful de 1,93 m. Dacă va fi folosit ca vârf împins, Tudorie va da satisfacție. Eu zic, dacă construcția jocului este bine dusă spre careu, este un jucător de careu foarte periculos. De mic copil a fost un oportunist și cu execuții foarte bune. Deci în fața porții, dacă jocul și structura jocului și a echipei este pe construcție bună și se duc mingi bune, utile la careu, este un jucător care va marca din orice poziție. Suma plătită pentru el, pentru jucătorul. Oțelul se va alege cu 200.000 de euro și cu 25% dintr-un viitor transfer.